Credincioșii din localitatea Năsăudeană Unirea au primit zilele acestea binecuvântarea arhierească, după ce aseară au sfințit piatra de temelie pentru o nouă biserică, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, au sfințit în această dimineață noua catapeteasmă a Bisericii Parohiale, monument istoric de secol XV, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Cei doi ierarhi au oficiat apoi Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre unitatea creștină. Cel mai mare teolog al nostru, al românilor, a fost Părintele Stăniloae. Și vrând să ne facă această demonstrație, zice așa: închipuiți-vă că toți oamenii de pe glob sunt înșiruiți pe un cerc mare, mare, mare de tot. De la fiecare om înspre centru cercului, unde stă Domnul Hristos, pleacă câte o liniuță. Cei care pleacă pe linie către Domnul Hristos, pe moment ce se apropie de Hristos, se apropie și unul de altul. Cei care nu pleacă înspre Hristos și invers, se îndepărtează unul de altul. Așa că ne-ar ajuta creștinismul să ne apropiem unii de alții. Așa s-a rugat el, Domnul Hristos: Tată, fă ca ei să fie una, cum eu cu tine una suntem, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Noua biserică din localitatea Unirea va purta hramul Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni. Printre aceștia se numără și Sfântul Atanasie Todoran. În baladele noastre năsăudene se spune despre Sfântul Atanasie că avea el ani număra 100 și aceia-i de mult trecută. Așadar, iată, cel mai vârstnic dintre sfinții neamului nostru se roagă pentru noi și va ocroti noua parohie din ținuturile noastre natale, rugându-se înaintea tronului ceresc la olaltă cu toți martirii și eroii neamului nostru. Pentru activitatea administrativă și pastorală, Mitropolitul Andrei i-a conferit preotului paroh Ioan Urian Ordinul Mihai Vodă. Au mai fost acordate ctitorilor și binefăcătorilor ordinele Episcop Nicolae Ivan, Mihai Vodă, Sfinții Martiri Năsăudeni, Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, dar și diplome de cinstire. Cei doi ierarhi au primit la rândul lor câte o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. În continuare, ierarhii au binecuvântat capela mortuară din localitate, construită în perioada 2019-2023. La slujba au fost prezente oficialități locale, județene și centrale. Mă bucur foarte mult că aici, în parohia de care și eu aparțin, s-au realizat în ultimii ani lucruri foarte frumoase. Să-l felicit din tot sufletul pe Părintele Paroh Ioan Urian, care de 12 ani de când este aici a făcut de-a dreptul minuni. Am în spatele meu această biserică, monument istoric, care arăta într-un anumit fel acum 12 ani. Acum avem o mireasă a lui Dumnezeu împodobită de sărbătoare. Peste drum, în spatele nostru, avem capela mortoară și avem acum un ansamblu care poate să aducă sprijin sufletesc și alinare atunci când va fi nevoie credincioșilor din parohia noastră. Localitatea Unirea aparține administrativ teritorial de municipiul Bistrița și a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare imobiliară și demografică sporită, astfel că anul acesta a fost înființată parohia Unirea 2.